Bun venit, Francesca! Doamne, bine v-am găsit, la mulți ani! La mulți ani, wow! La mulți ani! Da, da, schimbări, să știi că te admir, Laura, și pe tine, Cove. Bine, nu e cazul. Dar, Laura, te admir de când eram acolo, în spate, ești minunat. Mulțumesc și tu, arăți. Și să știi că ești foarte slabă, în realitate, și nu că ai părea grasă pe Insta, dar ești foarte slabă. La televizor și la... Da, și stă super bine în culoare. Mulțumesc, arăți foarte bine, clepsidra, așa. Gracias! Da. Cum a început anul? Bine? Foarte bine, la foarte bine în sus. Eu sunt foarte optimistă și am început cu proiecte frumoase. Și eram, adică ieri, am primit mai multe detalii care m-au îngrijorat. Am fost avertizată să nu vin în fustă, în rochie, da, ceva de genul azi la voi. Pentru că avem noi grijă. E groasă, să rău. Pentru că noi vrem să jucăm cu tine adevăr sau provocare. Da, îți plac provocările? Absolut, răspund oricăror. Perfect. Avem acolo două boluri, da? Da. Cu roșu parcă avem adevăr și cu negru provocare, nu? Regia, am zis corect? Da, bine, mulțumesc frumos. Așa. Și acum eu o să dau cu biluța aici. Ia și să vedem pe ce pică. Repede, 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 repede. Pe roșu repede, sau repede. Pe negru? Perfect. Să așa, negru. 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 Bine, provocare. Te rog să iei tu acolo biletel. Păi da, nu se putea să mai vezi frumos. Ce scrie. A luat primul care mi-a picat. Așa. Execută mersul piticului timp de 20 de secunde. Nicio problemă. Băi, dar ce sportive. Ieri am făcut antrenament. Cred că ți-e mai comod acolo, așa, da, în față. Da, poți aici? Ok. Ia. Numără, Laura. Așa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hai, 15, secundele astea. 16, 17, gata, gata, suficient, 8, suficient, gata, puteam mai tu număr rău, rar, pardon. Cum adică mă număr rău? Foarte bine, un pic încet, ușor. Învârte acolo de rotiță, hai. Hai, încă o dată să vedem ce mai pică, ia să vedem, pac, avem un adevăr, te rog. Un adevăr, un adevăr. De când așteptam eu momentul adevărului? A, stai că am tras vreo trei adevăruri. Ia să vedem. Care a fost cel mai penibil lucru pe care l-ai făcut în public? Doamne, dacă te chestii penibile am făcut în public. Aoleu. Adică e penibil o situație jenantă din asta. De exemplu, prezentam o gală de asta de K1 și era o treabă internațională pe America, global. Și prezentatorul care se ocupa de partea de engleză a dispărut. Și eu am fost așa fără fight card, fără fight card-uri, fără nimic, și mi s-a spus așa rapid la ureche: zila asta care atâtea ani, atâtea kill, atâtea knockout-uri, bla, bla, bla. Și am zis ceva de genul: el avea 77 de kilograme și vreo 24 de ani. Și am zis că e care 24 de kilograme? Ba da, eu i-am zis că are vreo 24 de kilograme și 77 de ani. Săracă, deci bine că eram pe burtiera aia scris adevărul. Îmi dați seama, eram tot erau ea. Nu, Francisca, tu ai auzit ce ai zis? Eu nu mi-am dat seama, eu eram foarte fericită așa. Da, cu tare. Foarte fericită. Da, da, deci a fost așa. Dar se mai întâmplă. Se întâmplă. Nu e problemă. Mă rog, avem tot timpul colegi care salvează cu burtierele. Da, absolut. Da. Perfect, ia să vedem, mai avem aici o provocare. Provocare să fie, domniță? Încă un mers de pitic și m-ați nenorocit. Merge mâna la ruletă, n-ai văzut. Încearcă să faci podul de jos în timp ce o cânti o piesă de-a Shakirei. Aha. Uai, asta e grea. Să fac podul? Da. Hai să încercăm. Poți să pui, uite, să folosești salteluța, așa, podul, da? Absolut. Ce piesă de-a? Da. Multă nu creativitate se putea în echipă. Altfel, stai. Da, ia. Op, așa? Da. Stai, să nu pierdem. Cred că astea, provocările astea... Stai. I'm on tonight and all my hips don't lie. Bun, bravo, bravo, bravo! Excelent! Există vreo poze mai incomodă așa, în care să cânti? Așa, ușor vezi că așa la manieră. Așa, ce face? Gata! Așa, da. La ce am văzut eu că face Beyoncé, că fac Beyoncé, Shakira și asta până concert, cred că ce-am făcut eu e în pantalon scurt.
Perfect. Mai avem o provocare. Vai de mine. Da, trebuie tu să spui că îți plac provocările. Poftim. Tu ai măsluit treaba aia. Nu, nu, doar că nici nu se pricepe cu asta. Chem-o am prima dată, n-am știut ce-i este... Vorbește 10 Hazard. Secunde cu palma ta ca și când ar fi fost frumos. Mi-e gustă. Foarte tare. Bă, asta e creativitatea. Măi, asta. O lăsăm cu palma sau vrei să-l punem pe Costeluș? Cu cine vrea? Hai, dați-mi. Hai, Costeluș e mai așa. Da, poți să-l mângui. Nu l-am mai băgat nimeni în seamă de ceva timp. Nici eu l-am păcălit că-l tund. L-am lăsat așa. Câtă creativitate, pe cuvânt. Deci Costeluș e un fel de salariu. Mulțumesc. E un fel de văruit, n-are gură. Așa, uite, are. Era în lucru. Are, dar e astupată. Deci cât am 20 de secunde? 20 secunde să fie fost frumosul tău. Dragostea mea, iubirea mea, să știi că mie niciodată nu mi-au plăcut așa băieții, bărbații, gen făt frumos. Dar tu ai această mustăcioară, această barbă. Nu te-aș da nici pe 20 de chilioși. Îți jur pe cea mai sfânt. Ești sufletul meu, abia aștept să mă ceri în căsătorie și să-mi las și eu asemenea barbă și o asemenea mustață ca tine. Să semănăm și să... Fim suflete pereche. Semănăm. Deși un pic acum, că nu se poate fără. Gata. Bravo. Cu tine nu aș suporta să respect nicio distanțare socială, Costeluș. I love you. Very much. Da, mulțumim tare mult, ai descurcat excepțional. Îmi mulțumesc și eu. Ce planuri ai în viitor apropiat? Stai că ne... Așa? Împruiază Costeluș. Stai cu minte, Costeluș, acolo. Așa. Ce planuri să am? Foarte multe, foarte frumoase, cu proiecte noi, cu piese noi. Merg în continuare cu proiectul meu, Sisca. Okay. Puțin pe partea aceasta internațională, cu galele de Key One și așa cum mă știți. Planuiesc o vacanță, dar nu m-am gândit unde o să iau cu săptămână înainte. Perfect. Te mai așteptăm la noi. Cu mulțumim tare mult de vizită. Și eu mulțumesc. Ai fost delicioasă.